Elevii de la Colegiul Tehnic Alexandru Papiu Ilarian Zalău vor organiza în perioada 22-26 aprilie o acțiune caritabilă pentru a oferi copiilor din casele de copii de la Bădăcin și Zalău, precum și vârstnicilor din centrele de îngrijire a persoanelor din Crasna și Boghiș, cadouri spre a le face o bucurie și le aduce o rază de speranță și lumină cu ocazia sărbătorilor de Paște. Excursia caritabilă se va desfășura în data de 28 aprilie de Duminica Florilor, pe traseul Zalău, Sfânta Mănăstire Bic, Bădăcin Boghiș Bănișor, Crasna Zalău. Cei care vor să doneze bunuri sunt așteptați la Colegiul Tehnic Alexandru Papiu Ilarian în perioada 22 aprilie-26 aprilie la demisolul Corpului F în timpul pauzelor mari între orele 10:50 și 11:00.